Bună ziua, stimați telespectatori, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Astăzi am un invitat cu totul și cu totul special, este vorba de scriitorul nemțean Emil Nicolae, membru al Uniunii Scriitorilor din România, un bun prieten și colaborator al meu din vremea în care realizam împreună un săptămânal care avea pe atunci o pagină de cultură, mă refer la Gazeta de Roman. De câte ori mă întâlnesc cu Emil Nicolae, am totdeauna o deosebită prețuire pentru actul cultural autentic pe care îl produce, dar și un mare regret că a părăsit presa, fiind unul dintre cei mai buni editorialiști a evenimentelor politice din România, un spirit lucid cu analiză critică. Bună ziua și bine ați venit la Roman 24, domnule Emil Nicolae. Să rămâne bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și telespectatorii noastre. Împărtășiți punctul meu de vedere că este o mare pierdere pentru presă faptul că ați părăsit această baricadă de pe care jurnalistul poate să aibă un cuvânt de spus în viața politică. De ce Emil Nicolae, care era unul din cei mai buni editorialiști, nu mai este căutat, nu mai vrea, de ce s-a retras doar în zona culturală? M-am retras singur, de fapt, din zona politică, din zona jurnalismului și politică. N-aveam încotro, când făceam ziare, nu puteam să ocolesc subiectele ferbinți la ordinea zilei, că altfel cititorul, doar pentru cultură, lua mai rar ziarul în mână, din mai multe motive. În primul rând, am ajuns eu la o concluzie destul de pesimistă, și anume am ajuns la concluzia că politica a devenit un model de succes toxic. De ce toxic? Pentru că e bolnavă de populism. Și acest model de succes toxic produce, asta e concluzia mea, diletantism la nivel profesional, inclusiv cultural. Adică, să explic, dacă omul vede că orice individ intrat în politică, mai degrabă puțin pregătit decât bine pregătit, e vizibil, are succes, are bani, atunci de partea cealaltă a tribunei, jos, profesionistul, fie el medic, profesor, mecanic, orice, poate să înțeleagă că ar avea succes și dacă nu și-ar face treaba ca lumea, treaba profesională, ci ar utiliza clișeele pe care le utilizează politrucii pentru succesul lor. Ei, lucrul ăsta m-a îndepărtat. Bun, de politică. În viața de zi cu zi, da, vă mai uitați mă uit că n-am încotro, mă uit în căutarea unei știri culturale la din ce în ce mai rară și o găsesc rar, până acolo văd destule prostii pe televiziuni și asta îmi confirmă că am făcut bine. M-am retras în zona culturală, în care eu am preferat presa, deci publicistica scrisă, nu cea vorbită. Am lucrat și în televiziune pentru că n-am avut încotro, ăsta era trendul. Dar eu rămân... Nu mai aveți la STV emisiune culturală? Nu, era la TLM, m-am oprit și acolo pentru că am eu niște probleme. Deci eu în emisiunile mele culturale am încercat să fac o selecție de calitate. Și după un timp m-am dumirit că în alte emisiuni, pe alte uși, pe alte ferestre, intrau din non-valorile. Non-valorile din nevoia de știri, de informații, știți cum e. Și atunci degeaba mă chinuiam eu pe felia mea să țin
ștacheta la un anumit nivel, pentru că în ochii telespectatorului apăreau grămadă și celelalte lucruri. Dar nu, să știți că nu regret, am rămas redactor șef la revista Conta, revistă apărută sub egida Uniunii Scriitorilor, bine mi-ajunge și mi-a rămas mai mult timp pentru cărți. Astăzi ați venit la Roman și m-am bucurat enorm ca de fiecare dată când primesc un semn de viață de la dumneavoastră. Ne-am mai întâlnit, iată, la Târgul de Carte, când împreună am lansat volumul de poezie al prietenei noastre din diaspora, vorbind de Florentina Niță. Ne-am mai văzut și cu alte ocazii, așa că mă bucur că astăzi am primit un semnal din partea dumneavoastră că veniți la Roman. În ce calitate ați ajuns la Roman? Am ajuns la colegii mei de la Muzeul de Istorie, care au o expoziție de carte bibliofilă cu tema istoria medicinii și a igienii publice în zonă, în România, dar în zonă mai ales, pentru că se bazează pe colecția doctorului Epifanii Cozărescu și altor medici din Roma. Am înțeles că este o secție unică, da, foarte puține muzee mai are, au. Are un fond important, da, de carte veche de medicină acolo. Și eu am rămas în legătură cu colegii mei de la muzeu. Pe de altă parte, sunt singurul deocamdată în județ expert al Ministerului în domeniul bibliofiliei, vorbim despre carte veche. Pe de altă parte, am o relație subiectivă cu cartea de medicină, taică-meu fiind medic, a fost medic și era apropiat de generația lui Cozărescu, o parte dintre ele le știu. Și pe de altă parte, mi-am dat acest atestat în bibliofilie cu o carte apărută la Neamț, tradusă din greacă și tipărită la Neamț prin 1818, în care apărea prima planșă care reprezenta o secțiune în sistemul circulator al omului, o planșă de anatomie. Era, cred că, prima planșă de anatomie în bibliografia veche românească și mi-am dat atestatul ăla cu academicianul Virgil Cântea. Deja mai multe relații cu evenimentul de la Roman. În afară de participarea noastră la acest eveniment cultural de la Roman, știu că mi-ați făcut bucuria de a veni și cu o serie de rezultate din nou în plan cultural. Ați obținut recent niște recunoașteri ale muncii dumneavoastră în domeniul literar. Vă rog să-mi spuneți despre ce este vorba. Da, suntem aproape de sfârșitul anului, facem bilanțul. Nu? N-am adus, în primăvară am trebuit să aduc cu mine o plachetă la Iași, am participat la un festival de poezie și mi-a fost terminat acolo o plachetă, poeta al Iașului, iată, deci eu stau la Piatra Neamț, dar v-am adus cea mai recentă distincție pe care am primit-o săptămâna trecută la Bacău. A fost o manifestare frumoasă, a participat și Ministrul Culturii și altă lume bună acolo. Au fost aniversați 25 de ani de la înființarea Centrului Internațional de Cultură și Arte George Apostu. Din păcate, singurul centru de cultură care a rămas în România, din cele 10 care au fost, Arcușul era cel mai cunoscut și altele, care au dispărut prin revendicări succesive, de la directorul Geo Popa, am înțeles că aniversarea lui e motivată și de un succes. Acum două luni a reușit să obțină hotărâri de guvern și să-și protejeze în felul ăsta centrul din Bacău. Nu vă mirați, a fost și el revendicat. Chiar dacă nu e o casă cu fost proprietar antebelic, burghez, etc., ci o construcție nouă din vremea dictaturii lui Ceaușescu, o casă de protocol, de fapt, pe care n-avea cine să o revendice, dar au fost fel de fel de interese la nivelul primăriei. Geo Popa a reușit să o mențină și să păstreze centru și a chemat acolo colaboratori. Eu sunt un colaborator vechi al revistii Vitraliu, pe care o scoate, o editează Centrul Cultural Apostol din Bacău. Am publicat câteva lucruri interesante de Victor Brauner, poeme, eseuri aici, chiar și acum în numărul ăsta am răspuns la o anchetă. Bun, și am prezentat niște expoziții, am făcut acolo niște filmări, mai multe lucruri.
Și din acest motiv eu considerat că merit așa o medalie și o diplomă, le-am adus să le vedeți. O să le luăm, da. Și spre sfârșitul emisiunii. Îmi place medalia asta pentru că reprezintă, răstoarnă paradigma mitică și istorică, mama și fiul în tatăl și fiul. E o sculptură celebră a lui Apostol care se află la Bacău, sculptorul emigrat la un moment dat și recuperat după Revoluție din emigrația artistică românească. El poartă, a dat, fiind din zonă, din lângă Bacău, ei au considerat că trebuie să denumească centru George Apostol. Hey, m-am întâlnit acolo cu scriitori, cu artiști mai ales, critici de artă, istorici de artă, și a fost plăcut. Din păcate n-am putut să stau 4 zile, am stat numai 2 zile. 4 zile a durat toată povestea la Universitățile Bacovia și Alexandrii și la sediu centrului. O să vă mai arăt, o să vă filmați după aceea că am omis să aduc aici pe masă, o carte pe care am scos-o spre vară, în primăvară, o antologie de poezie Amor Roma, apărută la editura Conta din Piatra Neamț, tipărită în timp ce eram la Paris într-o vizită la mormântul lui Victor Brauner, de care m-am ocupat intens și am scris 3 cărți despre el. Am fost la Paris invitat de ICR să prezint o expoziție acolo și am stat o săptămână și mi-am făcut documentări când pentru Vidor. Asta a fost, știu, la april, începutul mai. Deci asta este o parte din lucrurile din anul ăsta care încă nu s-a încheiat, pentru că pregătesc acum o intervenție, o comunicare, să-i spunem, deși o să aibă altă formă, la colocviul de avantgardă, ediția 4-a, care se va întâmpla la Craiova, am fost în fiecare an. Anul ăsta colocviul e dedicat centenarului Gelu Naum și voi avea o intervenție. Când va avea loc? 5-6 decembrie și voi prezenta acolo un poem cercetaș, așa se numește. O inovație. Simt eu că trebuie puțin schimbat și făcut ceva în limbajul, în discursul criticii de artă sau literare. Și dacă vorbim de avantgardă, noi lucrăm cu aceleași instrumente cu care studiam literatura și pictura și sculptura și dansul și în urmă cu 50 sau cu 70 de ani și am inventat eu o formă nouă de poem cu note și bibliografie. Cu 3 personaje, Gelu Naum, evident, Victor Brauner și René Char. A fost o tripletă, Brauner era la mijloc, le-a făcut lor legătura, în fine. Câți consumatori de cultură mai avem? Vreau să mă mai spun ceva. Am în tipar un album Aurel Băieșu, aveți coperta, puteți să o arătați, care este, va fi lansat la Muzeul de Artă din Piatra Neamț săptămâna viitoare, vineri la ora 17:30. Vorbiți-ne un pic de acest album, el în timpul acesta este proiectat. Am lucrat la album împreună cu un colecționar, Lucian Corneliu Agăleanu, un colecționar pasionat de Aurel Băieșu, care în colecția lui are mult material pregătitor din background-ul picturii, din culisele atelierului, schițe de atelier, corespondență, eboșe, pregătirea tabloului, așa e și structurat, de aceea se numește album documentar. Este un capitol facerea tabloului, este un capitol despre autoportretul din pictură, un alt capitol autoportretul din scrisori. E un album dedicat mai ales specialiștilor și cei care se ocupă de cercetarea operei de artă, pentru că albumul e standard, există aici și anul trecut un album al profesorului Macari din Iași, cu prefață și după aceea cu reproduceri ale capodoperilor. Nu, noi am intrat mai adânc, în spatele capodoperilor care se pot vedea în muzee și în colecții. Întorcându-ne la întrebarea pe care v-am pus-o, cât de cultură se mai face acum și câți consumatori? Din păcate, pentru că suntem la televiziune și ați început cu activitatea mea din media, se cultivă, se transmite pe media
se perpetuează o mare confuzie între cultură și divertisment. Și învinge divertismentul în războiul fenomen, ăsta? Fenomenul nu este specific României, el se întâmplă în toată lumea globalizată, numai că România, spre deosebire de alte țări, mai ales cele din vestul tradițional, care au o cultură în spate, în istoria lor, bine așezată, deci reperele sunt acolo și se pot întoarce la ele oricând, România nu și-a încheiat socotelile cu cultura ca să poată să se răstoarne cu tot un divertisment la ora asta. Pentru că atunci vom vedea și vom găsi un divertisment și agramați și tot asta, felul de lume. Unde este asta de tabloidizare? Pentru că e mai... A vieții politice, a vieții culturale, știu eu. Pentru că lipsește educația. Cultura presupune educație. Eu fac o distinție și la Bacău aveam o discuție cu cineva și făceam deosebire între educație și informație sau pregătirea asta. Avem copii deștepți, bine dotați cu informații, dar cărora lipsește educația. Asta se întâmplă și la nivelul telespectatorului. Iată, instruirea există. Da. Iată ce s-a întâmplat cu demisia secretarului de stat din Ministerul Învățământului, a cărui declarația a fost răstărmăcită de un ziar local de la Arad. Deci nu susese așa, ci fusese răstărmăcită cu cuvintele. E o raritate această demisie, dar asta denotă că bunul simț, că omul are educație. Bunul simț se educă. Poți să fii oricât de bine informat, instruit, dar să n-ai educație și atunci educație, dacă n-ai bun simț, n-ai simțul proporțiilor, n-ai măsură, n-ai maniere, n-ai etc. Dumneavoastră de formație sunteți filolog, ați terminat facultatea de filologie, dar n-ați profesat niciodată în învățământ, în schimb doamna Nadler, soția dumneavoastră, este cadru didactic, probabil acum pensionară, și aveți contact. Și aveți contact cu învățământul. Iată un alt domeniu care pare a fi fost pus pe chituci. Da, am și alte contacte cu învățământul, pentru că în continuare lucrez de aproape cu Liceul Victor Brandă din Piatra Neamț, liceu de artă, și mă interesează ce fac elevii în domeniul ăsta, le prezint expoziție, deci știu ce fac la clasă. Sigur că e un liceu vocațional și atenția lor e distribuită între instrucția curentă și artă în principal. Deci cam știu ce fac copiii. Copiii ca material natural sunt aceiași ca din totdeauna, adică sunt deștepți, sunt receptivi. Problema e... Da, o mână de copii, vorbim de marea masă aici. Problema e, toată lumea e în stare să înțeleagă, să recepționeze informații, să o înțeleagă, să o aprofundeze, să o folosească. Problema e cum sunt dirijați în direcția asta, cum sunt învățați. Și această lume... Și nu mă refer neapărat la cadru didactic, el aplică practic niște... Da, dar și lumea aceasta cancelarie... Experiențele care se fac la nivelul ministerului, da. Și care pe modelul... Și o reformă începută și neterminată. Pe modelul politic despre care vorbeam, ce spuneam că e toxic, da. La fiecare schimbare de guvernare vine o altă reformă. Reforma reformei reformelor. Da, și asta distruge. Eu mi-aduc aminte de domnul profesor Constantin Ciopraga, care odată în cabinetul lui mărusesim cu referat la doctorat, venea de la o ședință din București, nu l-am văzut nervos de foarte multe ori, era un om calm la locul lui, venea de la gară, era foarte punctual, știa care întâlnire cu mine, a venit la universitate la cabinet și a pus pălăria nervos și a pus-o în cuier și haina și eu am rămas puțin mirat văzându-l. Și așa și el a observat. Nu era în firea lui să fie nervos, dar venea de la minister, era într-o comisie și a spus că ăștia n-au înțeles nici la ora asta că învățământul se bazează pe tradiții. Aleg personajele de la butoane cu pălărie. Acum am aruncat eu pălăria aia în cuier. Și asta era înainte de 89, atenție.
aș vrea să ne întoarcem la spațiul cultural. Dumneavoastră sunteți unul din puținii sau singurul expert, cum ați spus, în patrimoniu cultural mobil. Da, bibliofilie în special. Bibliofilie. Pe mine mă îngrijorează însă soarta patrimoniului arhitectonic. Distrus din ignoranță, din reavoință, din faptul, din interesul imobiliar adesea. Deci la nivelul primăriilor, eu mi-am pus mereu întrebarea asta, și la Piatra Neamț și unde am mai fost, există un serviciu de arhitectură, urbanism, îi spunea sistematizare cândva, și unde sunt niște arhitecți, niște specialiști, care ar trebui să vadă ce se întâmplă. Și când dau o aprobare pentru o construcție sau pentru o modificare de construcții, mai ales dacă e în arealul, în zona de protecție a unui monument, să își pună punctul de vedere. Iată romanul cu atâtea monumente, deci, suferință, de felicitat primarul că s-a bătut, bine, aici l-am ajutat și eu personal cu SOS Biblioteca, s-a bătut să salveze un obiect de o asemenea valoare ca Biblioteca George Lalu Meridon. Da, care este monument, e pe lista de monumente. Dar țineți minte că atunci, în perioada respectivă, acum 3 ani, când ne-am bătut noi 3 luni de zile, zi de zi, am făcut o campanie SOS Salvați Biblioteca, pentru că existau niște interese imobiliare a grupului din Consiliul Local, care era predominant și respinseseră proiectul în defavoarea afacerilor cu anvelopare termică de acolo, și spunea că, domnule, e prea mult 2 milioane de euro pentru vopsirea unei case. Dar pot să fiu eu reporter câteva secunde și vă să vă întreb ce se întâmplă cu Casa Celibidache? Aici vreau eu să vă aduc acum, iată că se luptă de atâta timp, dar eu vreau să vă aduc în curtea dumneavoastră la Complexul Muzeal Județean, unde iată, există o reticență, nu știu, din lipsă de bani, din lipsă, eu tot o pun pe seama lipsei de bani, dar se încearcă ascunderea gunoiului sub preș. Eu am sezizat, probabil că mai citiți și Monitor, eu am sezizat săptămâna trecută că în pereții Muzeului de Artă din Roman au început să apară niște fisuri îngrijorătoare. Ei spun că nu sunt grave și s-a supărat extraordinar de mult când eu am apelat la înțelegerea domnului Iacoban, Constantin Iacoban, care de regulă a spus vinovat e Ministerul Culturii, nu se pot reface clădirile de patrimoniu cultural doar pe seama bugetelor locale și că la Ministerul Culturii se alocă bani doar pentru alte lucruri și nu niciodată. Ei, iată că directoarea Muzeului de Artă din Roman s-a supărat, a zis că de ce să venim noi cu ajutor când nu ne-l cere nimeni. Probabil că a fost tras un pic de urechi de ce eu am ieșit în presă cu această știre că Muzeul de Artă a început să aibă niște fisuri. În primul rând, dacă ați vorbit de Complexul Muzeal, unde eu nu mai sunt salariat. Știu că nu mai sunt. Dar sigur, am rămas în domeniu. Vreau să vă spun că are o performanță importantă. În spate a renovat Cetatea Neamț și a dat un circuit turistic. Da, dar cum arată Cetatea Neamț? Bun, arată cu greșel, dar a făcut un efort. Ce se întâmplă aici la Roman? Din câte știu eu, Muzeul de Artă nu de mult a fost terminat o renovare la clădirea aceea. O renovare cu semne de întrebare. Dacă sunt niște vicii la această construcție, trebuie, cred, o perioadă de garanție. Că e de mult, de ani, de zile. Asta, dar acolo altă greșeală au făcut autoritățile locale, la o distanță de mai puțin de 100 de metri, zona de protecție la un monument. Da, uitați-vă, s-a ridicat mastodontul acela de câțiva metri. Atunci ajungem la urbanism. Da. Unde am fost prima dată și vreau să numai să dat autorizația. Consiliul Județean nu poate să dea autorizația dacă e în zona de protecție a unui monument, o dă Direcția Județeană de Cultură sau Ministerul Culturii. Eu am zis, așa spune legea. Da, mi se pare o dramă, încă o clădire de aceasta, și atunci
custodele muzeului, doamna Mihaela, a zis că de ce nu ne interesează și de clădirile patrimoniului, cum a fost casa în care a fost Muzeul de Științe Naturale. Vă interesează, e firesc să vă intereseze ca presă, dar vă spun regula după lege, asta e. Aprobările de Direcția de Cultură, ea e sărită câteodată când interesele sunt prea mari și se ajunge cu aprobarea la minister. Și declasarea... Și nu întreabă nimeni. Muzeul, deci vecinul, dacă e sau nu de acord cu intervenția în zona de protecție. Ceea ce este o prostie. Mi se pare un act criminal față de cultură. De suntem pe ultimul minut al emisiunii, o concluzie despre viitorul culturii în România, despre subfinanțarea domeniului. Deci eu rămân la părerea, deși nu sună bine unora, că în România e nevoie de politici culturale, indiferent de guvernarea care vine. V-am spus, nu suntem o țară care ne-am încheiat socotelile cu cultura. Încă mai avem de recuperat. Literatura e tânără, muzica românească e tânără, nu avem o istorie mare culturală în spate, de aceea e nevoie de politici culturale și oricum de un buget mult mai mare decât 0,8% pentru cultură. Mulțumesc colegul și prietenului meu Emil Nicolae pentru prezența în studioul nostru de televiziune și îl mai așteptăm ori de câte ori vine la Roma. Noi zi bună, stimați telespectatori! Mulțumesc și eu pentru invitație!